În primul rând, nu e minunat. Nu e minunat și avem o mulțime de informații și au început să apară informații. E foarte bine că se fac controle peste tot. Poate că nu sunt exact atrocitățile despre care se vorbește și pe care nu le regăsim în documente, așa cum spune domnul avocat. Nu le regăsim. Au apărut în legendele publice, pentru că foarte multe lucruri... Stenogramele există. Oamenii vorbeau între ei despre lucrurile astea. Bun. Asta vorbeau, în mod evident. Dar așa sunt scoase din context, vreau să vă spun. O să vedem, eu aștept cele 98 de certificate medico-legale. Trebuie să se facă în continuare controle și nu o dată de două ori, de trei ori pe săptămână. Să se facă în fiecare zi, dacă vrei, controle și la centrele de bătrâni, și la centrele unde sunt copii, și în spitale. Și e nevoie de astfel de controle, dacă nu înțelege lumea că trebuie să fie tratați oamenii ca niște oameni, nu ca și niște animale. Dar mare atenție! Când se ridică piatra, când sunt linșați niște oameni, mare atenție, pentru că s-ar putea să întâlnim cazul pe care l-am mai întâlnit. Cristian Popescu Piedone, 7 ani târât în instanțe, 1 an și 1 lună ținut în închisoare și pe urmă achitat. Îi mai dă cineva acești ani înapoi lui Cristian Popescu Piedone, primarul pe USR al sectorului 5? Andreea.